Lumea a evoluat, dar și problemele în familie de asemenea. De fiecare dată vedem cât mai mult fii care își urăsc părinții, părinți care nu vorbesc cu copiii, persoane care stau sub același acoperiș, dar sunt inamici în propria casă. Nu își aduc aminte când a fost ultima dată când toți s-au așezat la masă pentru a mânca și pentru a avea un dialog. Dușmănii, ură, înjurături, minciuni. Este o mare problemă în sânul familiei care nu se rezolvă cu cadouri sau cu sărbătorile zilelor de naștere. Doar Duhul lui Dumnezeu poate restaura o casă suferindă. În această duminică, restaurarea familiei pentru copii și părinți, la ora 8 dimineața, 10 dimineața și la ora 15, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Fundeni, numărul 11 în sectorul 2 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară.